veste de ultimă oră venită din partea Canal de România. După ce fiecare episod din serialul nou apărut a fost blamat de public, acum a venit marele anunț. Începând cu episoadele difuzate din 10 și 11 martie, serialul turcesc Destăinuiri va fi dublat în limba turcă. Așadar, nu vom auzi vocile actorilor în română, ci pe cele a celor din Turcia, așa cum suntem deja obișnuiți. Acest lucru a survenit imediat după ce primele două episoade au strâns un rating foarte mic. Lumea a refuzat să se mai uite la seriat, aducând chiar injurii grave producției. Azi, conducerea Canal D a anunțat că serialul turcesc Destăinuiri va fi difuzat în aceleași zile, de la aceleași ore, doar că va fi difuzat exact cum suntem obișnuiți și în serialul Totul pentru Familia Mea. Ce părere aveți despre acest lucru? Scrie părerea ta în comentarii. La revedere tuturor!